Primarii din PSD și USR se revoltă pentru modul discriminatoriu în care guvernul Câțu a împărțit miliardul de lei din fondul de rezervă pentru proiectele locale. Județele cu lideri PNL care l-au susținut pe Florin Câțu la alegerile interne au primit sume consistente de bani. În schimb, cei care l-au susținut pe Ludovic Orban plus primăriile conduse de socialdemocrați sau cei din USR nu s-au ales cu nimic. Așa cum v-am anunțat ieri, județul Iași a primit 20,5 milioane de lei, cei mai mulți bani fiind direcționați către primăriile conduse de liberali. PSD acuză guvernul Câțu că a direcționat peste 70% din bani către primăriile PNL și doar 15% către cele cu primari PSD. USR nu a primit nimic. Comuna Ciurea cu primar PSD a primit 50.000 de lei. La o populație de circa 15.000 de locuitori ar fi o medie de 2,7 lei alocat de guvern pe cap de locuitor. Aceeași sumă infimă va reveni și comunei Țigănași. Sigur lucru mă gândesc acum să-i spun domnului premier că în comuna Țigănaș, din județul Iași, sunt locuitori care au votat cu PNL-ul. Sunt peneliști. Întrebare, care este vina locuitorilor comunei Țigănaș că au un primar PSD-ist? Toate comunele peneliste au primit 300.000. Toate comunele PSD-iste 50.000. La Țigănaș, cei 50.000 primiți nu mi-ajung nici pentru persoanele cu handicap. Mi-ar fi trebuit undeva la 80.000 de lei să plătesc persoanele cu handicap. Cei de la PSD îl acuză pe Florin Câțu de discriminare. Niciun guvern nu a reușit sau nu a îndrăzit să facă așa ceva, să împartă între PNL și PSD sau alte formațiuni politice populația. De fapt, ce a făcut acum, doar discriminare, discriminări politice și, din păcate, toți ceilalți care sunt membri PSD sau primari PSD nu ar trebui să mai meargă pe asfalt, numai cei de la PNL. PNL a dat pentru fiecare locuitor două eugenii. Atât a dat guvernul la ora actuală. În alte localități PSD, marea majoritate, a dat un pachet de biscuiți pe locuitor. Asta e rectificarea bugetară. Cei de la USR nu vor primi nimic după ce au decis să iasă de la guvernare. Primarul de la Movileni, Dan Hodoroabă, s-a așteptat la această răzbunare a guvernului Câțu. Am rămas foarte surprins pentru că doar primarii PNL și cei PSD au primit. Eu, fiind primarul USR Plus, n-am primit nici măcar un leuț. Un leuț n-am primit. Atât eu cât și colegul de la Radio, de la Mircești, n-am primit nimic. Asta este guvernul Câțu. Noi, în județul Iași, suntem trei primari, niciunul dintre noi n-a primit un șfanț, cum se zice. Sunt foarte dezgustat și foarte dezamăgit de lucrul acesta, pentru că, indiferent de culoare politică, cu toții avem nevoie de acei bani. Păi nu știu ce o să putem face. Deja am luat legătura cu colegii noștri parlamentari, să vedem, o să încercăm să, probabil că o să mergem să facem un protest ceva, nu știu. Momentan nu știu ce o să se întâmple, dar deja am luat legătura cu ei și ne gândim. Iașul a primit mai puțini bani decât județe precum Harghita, Covasna sau Sălaj. Suceava, condusă de Gheorghe Flutur, a obținut 46 de milioane de lei, în timp ce Constanța a primit o sumă triplă față de Iași.